Se spune că să nu faci niciodată rău, pentru că răul se întoarce. Să faci bine, numai bine, pentru că binele nu se mai întoarce. Da, sunt la micul dejun, ce să fac? Am intrat și eu să mănânc mai puțin și bio. Măslinele sunt bio, pentru că măslinul a fost dat cu ceva și toți porumbei, toate păsărelele care se așează pe el, întâi se duc la râu și se spală pe gheruțe, pe aripi, cu de la se freacă, au și burețel, da, ardeiul, cum să nu fie bio-ardeiul, cum să nu fie nestropit cu parfum. Stropit cu altele, dar el este atât de curat, atât de bio, încât are șamponul lui și se spală pe cotor. Da, nu trece zi să nu se spele pe cotor, se gândește, mă mănâncă oamenii și ca să fie mai sănătoși și eu să le dau vitamine, că de-aia sunt verde, mă spăl. Acum avem și mușchi. Cum să nu fie porcul ăsta, mă? Mușchiul ăsta din porc bio. Când porcul ăsta de câte ori se urcă pe scroafă, o face cu tandrețe, nestresat. O mușcă de ureche și îi spune I love you. Că ăștia sunt porci crescuți cu muzică, cu de toate. Da. Asta e. Mănânc de fericire, de bucurie că totul este bio. Sunt sigură că sunt sănătoasă. Tun, tank, beton. Da, ouăle. Păi ce găini, mă? Găina mai stă cum era odată. Găinile sunt... Acum când e cald, au evantaie. Găinile se așează așa în târtiță, își ia evantaiul într-o aripă și își fac vânt. Ca să nu le ia canicula. Ăștia sunt ouă speciale și când le fac ouăle, se duc imediat, uite așa, se scutură. Toate găinile se scutură după ce le calcă cocoși. Ca să-și împrăștie plăcerea într-o corpul.